vizita noastră aici ar fi trebuit probabil să se întâmple mai devreme, dacă reușeam ca timp și în toată situația aceasta dificilă să venim pe 1 mai, cum tradițional redeschideam litoralul, aș fi fost poate puțin mai bucuros. A fost o întâlnire care concretizează oarecum, dacă vreți, dialogul nostru pe care l-am avut în permanență în această perioadă cu asociațiile profesionale și cu patronatele. Și bineînțeles, am discutat marea întrebare și preocupare a operatorilor turiști despre litoral, când și cum vom reuși să redeschidem turismul la Marea Neagră. Anunțul domnului președinte Iohannis era foarte așteptat. Știam foarte bine că astăzi urma să fie o discuție la ora 1 la Cotroceni, care să ne confirme vestea cea bună că de la 1 iunie putem să redeschidem terasele. Vă reamintesc că aceasta a fost o programare deja anunțată cu mult timp în urmă. Ne-am propus ca cele 2 săptămâni din mai să fie acele săptămâni de test și în funcție de comportamentul nostru al tuturor, să vedem dacă putem merge mai departe. Iată că cifrele și comportamentul nostru ne-au ajutat și astfel confirmăm că la 1 iunie deschidem terasele și litoralul. Am elaborat împreună cu operatorii economici măsuri și norme de redeschidere, un fel de modus operandi pe care, bineînțeles, că nu ne-l dorim prea restrictiv, pentru a nu ne abate de la scopul principal al industriei noastre, care este bunăstarea clientului și, a spune, capacitatea operatorului de a opera în condiții optime sau cât mai apropiate de timpurile de pace, dacă pot spune asta. Restaurantele care au terasă, bineînțeles că vor putea funcționa începând cu data de 1 iunie, dar așa cum a fost anunțat de la bun început, vom merge pe bucăți de câte 2 săptămâni. Deci, am respectat ceea ce am spus, dacă putem să deschidem în funcție de cifre, o facem la 1 iunie pentru terase, se întâmplă acest lucru, vom aștepta alte 2 săptămâni să vedem ce se întâmplă cu restaurantele și cu interiorul. La câți metri vor fi amplasate șezlongurile, unele de celelalte? Șezlongurile cred că vor fi amplasate la acea distanță fizică de care s-a vorbit până acum, acei 2 metri. Da? Deci cred că operatorii cumva erau preveniți, dacă vreți, și știau că această distanțare fizică va fi impusă și în cadrul plajelor. De la 1 iunie vom avea cu siguranță prelungirea măsurilor de susținere, șomajul tehnic expiră undeva la sfârșitul acestei luni și probabil vom ieși cât de curând în aceste zile cu informațiile referitoare la susținerea până la 41,5% a salariilor angajaților și din domeniul Horeca. Vor fi acele granturi de care cu siguranță ați auzit, acel miliard de euro care va fi redistribuit și pentru industria Horeca. Deci toate companiile active în industria ospitalității vor beneficia de granturi sub formă de capital de lucru care să le permită să redeschidă și să reînceapă activitatea. Salvamarii vor adopta aceleași măsuri ca și toți ceilalți operatori economici care știu că trebuie să păstreze o anumită distanță fizică. După cum bine știți, interesul meu pentru acest sector important al județului Constanța este unul permanent. Am început o serie de întâlniri cu agenții economici din acest domeniu încă de acum 2-3 săptămâni. Astăzi vedem că guvernul Orban își pleacă atenția către sezonul estival și către problemele din Horeca și din turism din județul Constanța. A fost o dezbatere, încercăm să ajungem la cele mai bune concluzii. Au fost declarațiile domnului președinte Klaus Iohannis în ceea ce privește reînceperea sezonului estival și redeschiderea unor activități economice care ne interesează pe noi, locuitorii județului Constanța. Așa cum v-am spus, se va merge pe calupuri de 2 săptămâni. Sperăm ca cifrele în ceea ce privește pandemia de coronavirus să fie în continuare în scădere, iar datorită acestor cifre în scădere să beneficiem de o relaxare totală a acestor măsuri cât mai repede. Dacă vremea ține cu noi, astăzi am primit o avertizare meteo 10-15 litri pe metru pătrat, ploi și grindină în centru și sudul județului. Știm foarte bine că sezonul estival începea calendaristic la o anumită dată, dar nu putem să facem sezon estival fără condiții meteorologice favorabile. De data aceasta, ele vedem că astăzi dimineață, când am plecat de acasă, spre exemplu, erau 13 grade, chiar dacă am fi avut un sezon estival neafectat de pandemie, cu siguranță condițiile meteorologice ar fi făcut ca turiștii din România și din afara țării să evite pentru moment litoralul românesc. 13 grade nu sunt tocmai condiții de
mers la plajă și de beneficiat de litoral. Am primit vestea draftului de ordonanță de urgență în care statul suportă o parte din salariile angajaților chemați din șomaș tehnic, 45% mai exact, dar unde din nou s-a băgat obligativitatea ca după cele 3 luni când plătește, ne ajută statul să le plătim salariile, 6 luni trebuie să îi ținem angajați. Gândiți-vă că pentru cei din agricultură, pentru noi care facem turism sezonier, ne-au aranjat. Adică noi nu putem, când avem cea mai mare nevoie să aplicăm, da, și să apelăm la această măsură, pentru că nu avem cum să ținem 80 de angajați, să zicem, la un hotel de 200 și ceva de camere, pe care îi ținem 3 luni și 2 luni facem profit, sau făceam profit mai exact, să-i mai ținem 6 luni. Ce să facem, că hotelul e închis? A mai fost, să zicem, o veste care ne-a descurajat. L-am întrebat pe domn secretar de stat, nu că dânsul hotărăște asta, dacă este omul nostru, colegul nostru și avem alt dialog, dacă se dau odată voucherele de vacanță și pentru 2020. E un mesaj foarte important și îi determină pe români să, până la urmă, să facă prevenție și să fie sănătoși, să vină la mare, să fixeze vitamina D3, să vină, după aia să se ducă și la munte, și iar ne-au spus că deocamdată silențiu stampa, deci nu este nicio hotărâre. Aș mai insista pe măsurile de prevenție. Noi deja le avem scrise, am făcut propunerile noastre, nu mai putem să așteptăm, am cheltuit deja bani și să aducem oameni deja din șomaș tehnic sau să-i angajăm pe cei care au terminat cu șomaș și stăteau muritori de foame. Aplicăm măsurile astea, cheltuim bani, că nu putem să stăm, vă dați seama. Sperăm ca statul să endorseze prin DSP aceste măsuri pe care noi deja le-am luat, să nu, nici să nu exagerăm și să nu putem opera. Și un alt aspect pe care, asupra căruia am atras atenția, este faptul că deja statul ne amenință cu controle în condițiile în care ei nu au măsurile scoase. Deja colegi de-ai mei s-au pomenit cu bătăi în ușă, în Delta deja au venit, poate v-a spus și domnul Țibuleac, să-i controleze. Păi când noi am trecut fără voia noastră prin ce am trecut, IMM-ul Invest susțin și au făcut o atâția oameni din întreg antreprenoriatul. A fost o bătaie de joc, nu o soluție. Eu, cu bonitate foarte bună pe indicatorii financiari de anul trecut, cu totul negociat de la compania pe care gestionez, cu totul negociat la bancă. Deci banca mi-a zis, da, pot să te creditez. M-am înscris în prima zi, mi s-a confirmat că am fost înscrisă, nici acum banca nu a primit legat de mine nimic. Am renunțat, intram în blocaj financiar și mi-am luat linia de credit direct de la bancă cu toate costurile aferente, ceea ce mă îndatorează și mai mult, crește presiunea. Cheltui și bani cu salariile, cheltui și bani cu toate aceste măsuri, cu marfă, cu tot ce trebuie pentru deschidere, curățenie, și nu avem perspectiva. Deci vrem predictibilitate, vrem să știm ce se întâmplă cu voucherele, vrem să știm cum operăm terasele, restaurantele din interior, cât din capacitate, bineînțeles cu respectarea măsurilor de distanțare, ce facem cu locurile de joacă pentru copii, ne întreabă turiștii tot timpul și știți că a fost un studiu Litoral Românesc care a scos în evidență toate astea, ce facem cu piscinele exterioare, care normal ar trebui să funcționeze. Deci sunt deja peste 3.000 de turiști care nu mai au un tur operator. Trebuiau să vină în perioada 1 iunie, 12 iunie. Toți întreabă, eu mi-am cumpărat pachetul cu piscină exterioară. De ce nu pot? Că atunci nu mai convine, ori nu mai vin, ori îmi scădeți la jumătate pachetul. Am spus-o și repet, Delta Dunării, reprezintă, cred că, cea mai sigură destinație din punct de vedere al siguranței sanitare, a distanțării sociale. Să nu uităm că Delta nu presupune un turist de masă. Pescarii niciodată nu vor căuta să fie unul lângă altul, indiferent de tipul de pescuit, de pescuit la staționar sau pescuit la răpitor. Toate pensiunile au spații de amenajare, terase în natură, și ceea ce poate să fie mai frumos pentru un turist să mănânce, să ia masa în natură în Delta Dunării. Plajele sălbatice din Delta neamenajate, care permit un turism, din nou, vorbind de distanțare socială și elemente de siguranță sanitară. Iar nu în ultimul rând, toți operatorii de turism din Delta Dunării sunt pregătiți cu măsurile proprii. Într-adevăr, am o problemă de la nivel guvernamental, pentru că n-au fost emise normele sanitare încă, să sperăm că mâine vom avea și norme sanitare, dar operatorii de turism și-au luat măsurile necesare pentru a primi turiști în siguranță și a asigura acea liniște în actualul context de pandemie COVID-19. Fără îndoială, cei mai mulți dintre hotelieri sunt pregătiți, pentru că cu toții ne-am pus problemele cum vom începe, când vom începe. Fără îndoială sunt pregătiți, pentru că a fost un dialog permanent pe care l-am purtat cu autoritatea centrală cu responsabilități în domeniul turismului, așa cum se numește,
respectiv cu Direcția de Turism de Ministerul Economiei, și regulile pe care vom răspunde criteriilor de depărtare fizică, de securitate sanitară, fără îndoială le vom respecta, pentru că sunt într-o măsură importantă generate de noi înșine. Evident, o să trebuiască să aibă și girul Ministerului Sănătății, celorlalte instituții abilitate în acest sens. Extrem de important este responsabilitatea turistului care să respecte întocmai ceea ce noi am convenit ca și regulament interior și toate celelalte măsuri care sunt impuse tuturor. Și atunci consider oportun ca alături de aceste reguli pe care noi ni le-am stabilit și care fără îndoială vor fi endorsate de autoritățile sanitare, să existe un set de reguli la fel de obligatorii și pentru turist, ca împreună să creăm un mediu sănătos, sigur și convenabil unei vacanțe, nu unei înregimentări într-o unitate sanitară.